Dintre magazine au avut dificultăți în a suporta traficul trimis, în a adresa chiar și vânzările generate la nivel de stocuri sau de call center sau de client service. S-au pierdut niște vânzări din cauza asta, dar până la urmă e ok, mergem mai departe, vrem să învățăm. Și dacă... Bun, deci anul trecut am livrat doar în ziua de 23 noiembrie 1,13 milioane clicuri, am generat peste 3 milioane de lei în vânzări, asta însemnând aproape 9500 de vânzări generate de advertiserilor. Cu toate că am fost live toată ziua, practic, am avut probleme în a afișa către afiliați și către advertiseri în timp real rezultatele care s-au întâmplat. Motiv pentru care a durat câteva zile până tot ce înregistrasem noi, că n-am pierdut vânzări, doar că a durat până am și afișat câte clicuri, câte vânzări s-au înregistrat pe fiecare campanie. Dar a fost absolut amazing și ce este foarte important, ce cred că s-a schimbat fundamental anul trecut, a fost încrederea românilor în comerțul online. Anul trecut, cu sprijinul unor publisher mari, unor trusuri de presă foarte mari, și cu sprijinul magazin, am avut peste 60 de magazine implicate în Black Friday anul trecut. Am convins românii că reducerile de Black Friday sunt adevărate, nu sunt un schem de marketing, nu sunt un artificiu făcut ca să păcălească lumea. Chiar poți să-ți cumperi uneori, poți să-ți cumperi, nu știu, un televizor de 40 de milioane, poți să-ți cumperi de Black Friday cu 12 milioane, dacă ești atent și dacă îl urmărești și dacă îl prinzi. Televizorul chiar e ok, e absolut în regulă, de la un cap la altul. Ca să înțelegem corect ce înseamnă Black Friday, înseamnă un prilej foarte bun pentru magazine ca să achiziționeze clienți noi, de asta fac reducerea asta și să-ți avem niște produse ok, poate ceva mai vechi de pe stoc, dar fundamental asta este ideea. În loc să faci, să cheltuiești bani de campanii de marketing, dai discounturi foarte mari, este același cost până la urmă, dar convingi oamenii să te folosească, convingi oamenii să vină la tine și să cumpere. Și odată achiziționat un client de genul ăsta, dacă profiți corect de el pe termen lung, valoarea lui lifetime value pe clientul ăla ar trebui să fie suficient de mare în investiția pe care o faci în acele discount. Bun. În prezent, pe pagina pe care vedeți acolo și pe care puteți accesa la noi de pe site, este un link în header. Sunt confirmate deja 45 de magazine de la mine care vor participa la Black Friday. Eu estimez că vom depăși 100 anul ăsta, din cele 290 câte avem acum în rețea. Este foarte important că o treime nu au participat la Black Friday 2012, deci vrem să aducem și clienți noi, dar pe de altă parte cei care au fost anul trecut știu la ce să se aștepte și sunt convins că vor face toate eforturile ca să livreze pe măsura așteptărilor și pe măsura traficului, așteptărilor atât ale clienților cât și ale afiliaților. Și apropo de așteptările afiliaților, ne-am făcut de curând pe pagina pe care v-am arătat-o mai devreme, avem un fel de sondaj, avem niște întrebări pe care le-am adresat și magazinelor și afiliaților și am întrebat magazinele ce își doresc de la afiliați și am întrebat afiliații ce își doresc de la magazine. Și e foarte interesant că discuțiile se învârt foarte des în jurul comisionului, cât de mare este comisionul și în cât timp se aprobă și în cât timp se plătește. Dar fundamental discuțiile care se strânează cel mai mult între magazine și afiliați, nu sunt pentru valoarea comisionului, mai ales de Black Friday, ci sunt mai degrabă de uptime. Este foarte important ca magazinele să aibă site-ul sus toată ziua și să aibă stocuri. Este îngrozitor de frustrant ca afiliat să faci tot ce poți, să te pregătești pentru ziua aia, nu mai spun dacă faci trafic plătit, să trimiți către un magazin care are site-ul jos sau să trimiți către un magazin care promite că dă televizoare, cum ziceam, cu 12 milioane în loc de 40 de milioane, oamenii vor să cumpere și produsele nu mai e pe stoc. Doar se respinge comisia. Și tu, ca afiliat, evident, nu ai nicio vină, că tu ai trimis omul pregătit cu portofelul plin să cumpere și oamenii nu au cumpărat. Dar mi s-a părut interesantă chestia comisioanelor, deci cerința afiliaților au fost comisioane acceptabile. Să fie și acceptate, dar să nu fie nici foarte mici. Dar foarte important, uptime. Ideea e magazinele să țină site-ul sus, să aibă reduceri mari și să aibă stocuri. Ca punem serverul mai sus, așa. Exact, da, da. Să fie serverul cât mai sus, da, da. Vă duceți la un office building cu mai multe etaje, eventual, și vă puneți serverul cât mai sus. Da, da. Eventual, se pot face promoții împreună, apropo de premii pentru cititori. Magazinele ar fi bine să discute deja direct cu afiliații de top, să gândească strategii împreună de promovare, poate că le dau niște premii special pentru ziua respectivă, sau le difuzează dinainte, să văd dacă... le difuzează dinainte câteva informații despre reducere pe care le vor face în ziua respectivă, ca magazinele se poate, ca afiliații se poate pregăti. Pentru că afiliații cu asta lucrează. Asta au răspuns afiliații la întrebarea cum se pregătesc pentru Black Friday. Sigur că ar putea pe ultimul punct cu focus pe cel mai bun ofertă de pe piață. Între cineva care vinde iPhone, anunță că va avea iPhone 5S cu, nu știu, 300 de lei și cineva care anunță că va avea iPhone 5S cu 600 de lei, afiliații îl pot promova teoretic mai degrabă la cu 300 de lei, dar pe de altă parte, dacă stocurile sunt mai mari la cel cu 600, tot e o ofertă mai bună. E supărător că unii dintre afiliații încă nu au un plan, așa e, dar până la urmă, nu știu, vor să pună niște link-uri în ziua aia, să trimită niște click-uri și pentru oamenii cumpără să câștige niște bani. Noi știm oameni care deja au dat comunicate de presă ca să se indexeze mai bine în Google pentru Black Friday, sau oameni care au discutat deja cu o listă clară de magazine pe care le vor să le promoveze și au început deja să pregătească și să-i duce end-userul, consumerul, ce să caute în ziua aia, unde să se ducă, ce să cumpere, cum să plătească, la ce să se aștepte, inclusiv în puterea termenului de livrare. Tocmai pentru a beneficia de un procent cât mai mare de comisioane generate și ulterior acceptate și plătite și încasate. Și e foarte important, cred că de Black Friday se simte cel mai mult munca asta în echipă între afiliați și advertiser, între afiliați și magazine. Magazinele trebuie să lucreze la ofertă, la produse, la stocuri, la livrare, la toată relația cu clientul direct și trebuie să facă lucrul ăsta la un nivel de 10 sau de 20 sau de chiar de mai multe ori mai ridicat decât o fac în mod normal, decât o fac în timpul anului. Iar afiliații trebuie să aducă consumatori cât mai bine pregătiți. Asta însemnând trafic relevant, nu trimiți bărbați de 50 de ani care să cumpere rochițe roșii pentru banchet. Că dacă trimiți, nu e niciun ban ca afiliat de acolo. Și foarte important, lucrul ăsta în echipă chiar să se întâmple prin discuții între afiliați și advertiser. După cum cred că știți cu toții, noi încurajăm discuțiile directe între advertiser și afiliați, încurajăm lucrul în echipă. Ne bazăm foarte mult pe ideea că voi știți mai bine să generați vânzări, că voi știți mai bine care sunt produsele care se vor vinde, voi simțiți piața. Voi știți unde vă pricepeți, la ce trafic, aveți un cost pe conversie suficient de bun încât să merită să-l trimiteți. Nu suntem noi cei care facem asta, ne măsurăm traficul, îl raportăm și intermediem relația din punct de vedere fiscal și juridic și, evident, tehnic. Sharing best practice, după cum știți, premiem performanța, dublăm comisioane, cele mai mari comisioane. Și, dar nu puteți să generăm comisioane în locul vostru, nu puteți să generăm vânzări în locul vostru. Bun. O idee foarte bună este să aveți landing page pentru Black Friday ca magazine. Nu e neapărat o noutate, dar e important să vă gândiți la asta. Ar trebui să convingeți afiliații performanți, nu sunt foarte mulți. Aici long tail-ul este mai lung decât în alte domenii, într-adevăr. Cei care sunt foarte buni, chiar dacă avem 10.000 de afiliați în rețea și chiar dacă sunteți un magazin care are 1.000 de afiliați în campanie, știți cu toții foarte bine că sunt câțiva cei care fac, nu știu, 10, 20, 30, poate chiar jumătate sau mai mult din campania voastră și gândiți ce înseamnă dacă îl convingeți pe un afiliat care vă trimite acum 20% din vânzări să își dubleze sau să își tripleze volumul de trafic și de vânzări care îl trimite către voi. E foarte important, foarte important în perioada Black Friday, apropo de frustrarea de care ziceam anterior. Dacă mai și generezi vânzarea, se și plătește poate, și dar se livrează prea târziu și ulterior se respinge comisionul, pe motiv că la 3 săptămâni de la comandă clientul n-a mai acceptat comanda, cumva pentru afiliate este extrem de frustrant și eu îl înțeleg, recunosc. Sunt mai degrabă, în situația asta sunt mai degrabă de partea afiliatului, care spune, ți-a trimis omul, a vrut să cumpere, tu ce mi-ai zis? Ai zis că îmi dai X% din vânzarea pe care ți generezi de Black Friday. Și eu ți-am generat. Și tu ai trimis produsul după 3 săptămâni. Nu ți-ai pus acum. Nu e vina mea, nu e problema mea. Tu ar trebui să-mi aprob comisionul să mi-l plătești, pentru că eu am făcut treaba pe care tu mi-ai cerut să o fac. Dar, repet, e muncă de echipă, fiecare are limite, și trebuie să le înțelegem, de-aia spun că e importantă și discuția dintre magazine și afiliați, de-aia spun că este important să fii onest cu afiliații, inclusiv la nivel de stocuri. Poți să spui, da, produsul ăsta, iPhone-ul la 300 de lei, este produs, este pus ca să atrag clienți, nu ca să vând. Am stoc mic acolo, nu o să vând foarte mult. Nu te concentra. Asta le vând oricum. N-am nevoie de tine, n-am nevoie să mă ajuți tu să vând cele 10 iPhone-uri pe care le vând eu la 300 de lei. Le vând și dacă am site-ul jos toată ziua. În schimb, uite, am aici o ofertă foarte bună și am zeci, sute de produse în stoc aici. Și dacă, așa cum îi spui agenției de publicitate sau nu știu, specialistului cu care lucrezi de SEO, care sunt produsele pe care tu vrei să le vinzi în ziua aia și la care ai ofertă foarte bună, sigur că nu vrei să afle concurența, dar, cum spuneam, agenției și specialistului de SEO sau campanii, sau celor care face campania de AdWords, îi spui. La fel ar trebui să le spui și afiliațiilor de top, ca ei se poată pregăti. Dacă le cer să-ți trimită trafic mult, dacă le cer să investească mult în relația cu tine, trebuie să le acorzi încredere la cei câțiva afiliați de top care lucrez deja. Recunosc că mi s-a părut foarte mișto ideea Market Online de a da comision de Black Friday doar afiliaților care au generat măcar un comision în tot anul ăsta. Chiar mi s-a părut, ok, fair, așa cumva. Ai generat până acum vreo vânzare, uite, dăm. În rest, foarte calm. Mi s-a părut foarte fair, la fel, și oferta Evomag de a anunța din timp, noi nu putem să dăm, dar dăm 1% de Black Friday. Okay. Asta știți, să știți din timp, noi ne străduim, venim cu discount, venim cu, facem tot ce putem și atâta putem să vă dăm ca să fim profitabili. Și e foarte în regulă. Cine profitabil, mă rog, iartă-mă, te rog, iartă, am greșit, profitabil. Pe termen lung. Așa că mai lifetime value, da. Dar foarte fair și afiliații știu din timp și pot să-și facă planul și pot să contacteze și... În fine. Bun. O să mă grăbesc un pic. Nu v-am spus la început un lucru care e destul de important. La ora 9 trebuie să eliberăm aici. Urmează și alte lucruri în program. Și atunci... Eu o să vorbesc până la 8:45, după care restul o să vorbească repede câte 5 minute fiecare. E important ca afiliați să te uiți la rezultatele care sunt, afișați deja în pagina de Black Friday și să iei legătura cu ei, să le răspund la mesaje dacă ei îți scriu, și ca advertiser să le răspunzi la mesaje dacă îți scriu afiliații. Și o să mai repet încă o dată, advertiserii se răspundă la mesaje și afiliații se răspundă la mesaje. Chiar și un nu mă interesează este excepțional de ambele părți. Cred că e surprinzător că oamenii se așteaptă din afară ca plângerile să fie legate de, repet, dimensiunea comisionului sau aprobări sau alte lucruri. De cele mai multe ori, de fapt, plângerile sunt legate de lipsa răspunsului la mesaj, de ambele părți. Așa că vă urez spor la conversii, vă urez să vă țină serverele. Noi ne străduim extrem de mult să ne țină serverele la un nivel de cel puțin 10 ori mai mare decât ne-ați încercat anul trecut. Și vă promitem că o să fim cu 2 zile înainte și o săptămână după, o să fim 24 de ore pe zi reale pe servere. Am făcut o mulțime de optimizări și ducem un volum pe care sper să ne provocați să ducem în zilele alea. Vom încerca inclusiv să vă dăm în timpul acelei zile, vineri, să vă dăm acces la niște rezultate, dacă nu live, măcar periodic, nu știu, o dată pe oră, voi ca afiliat să vedeți ce advertiseri au convertit și să vă puteți optimiza. E foarte greu. Oricâte servere ai pune să schimbi baza de date, să le afișezi după aia către un număr foarte mare de user simultan. E un exercițiu care de la un punct nici mai depinde de pricepere sau de hardware sau de bani. Important este că vom face redirectul pentru tot traficul, cel puțin noi asta credem, asta am făcut anul trecut. Și chiar dacă va mai dura eventual câteva ore sau câteva zile, cum a fost anul trecut, noi vom înregistra comisioane și le veți vedea după aceea, însă vom încerca, în plus din ce am învățat anul trecut, este să vă arătăm și în timpul zilei de Black Friday ce merge și ce nu merge, ca să puteți optimiza și să puteți să fiți cât mai eficient și cât mai profitabil în acea zi. Și cu ideea asta de profitabilitate, vreau să închei aducând la minte și magazinelor că e important să vândă produse cu un discount care le convine. Și dacă au venit și au spus că vând telefonul X sau rochia Y cu 100 de lei, să se bucure dacă un afiliat vine și vinde 1000 de itemi de telefon sau rochie cu 100 de lei, că nu e nicio problemă. Să nu vină mai să spun că ai venit prea mult, eu de fapt aveam bugetat să vând doar 30. Și la fel și la afiliați, nu trimiteți trafic fără să vă calculați cât vă costă, fără să vă calculați cât ați putea să câștigați în altă parte, fără să vă calculați în cât timp veți încasa banii, realist. Noi avem o istorie suficient de mare și suntem suficient transparenți, deci puteți să vă calculați toate lucrurile astea, dacă nu știți puteți să ne întrebați. Și e important ca toată lumea să fie profitabilă în ziua aia. E important să generăm o experiență ok pentru useri, oamenii să cumpere și să capete încredere în comerț online. Așa cum magazinele achiziționează clienți de Black Friday și voi ca afiliați pe diferite proiecte sau chiar și pe trafic plătit sau pe comunități de Facebook, educați niște oameni să cumpere online și oamenii ar putea să rămână ai voștri, fie pentru o lună, cât e recurența, fie pentru mai mult timp. Și poate vă puteți planifica chestia asta, vă puteți începe să vă specializați pe anumite categorii de public, fete care cumpără rochii de banchet, cum ziceam mai devreme, ați putea să vă pricepeți la asta cel mai bine și să vindeți foarte mult în zona mea. Eu cred foarte mult în dominarea pe o categorie, așa că vă doresc spor la conversii, o expresie care este trademark 2Parale, și îi invit în scenă pe vorbitorii din următorul panel.